Mai multe licee din județ au rămas cu zeci de clase goale după prima repartizare computerizată din acest an. Până la debutul anului școlar 2016-2017 vor urma alte două etape de admitere. 884 de locuri au rămas neocupate în liceele din județ după prima etapă de admitere, marea majoritate în cadrul colegiilor tehnice, absolvenții de clasa 8-a optând mai curând pentru specializările din liceele teoretice. Până la debutul anului școlar 2016-2017 vor urma alte două etape de admitere, însă din experiența anilor anteriori, numărul elevilor admiși este destul de scăzut. La nivel național, Suceava înregistrează cel mai mare număr de locuri fără candidați, după București cu 1433 de locuri. Astfel, pe lângă elevii cu note de admitere de 2, 3, 4 și 5, repartizați la colegiile tehnice și liceele tehnologice, aceste școli s-au ales și cu zeci de clase descoperite. Cele mai multe locuri neocupate figurează la colegiile tehnice din municipiul Suceava. De exemplu, la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, planul de școlarizare pentru următorul an școlar la clasa a 9-a a cuprins 224 de locuri repartizate pe 6 specializări. 124 de locuri din oferta colegiului au rămas neocupate, interes scăzut înregistrându-se la specializările mecanică și economie, unde nu s-au ocupat nici jumătate din locurile disponibile. La Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava, peste 80 de locuri nu și-au găsit candidați. Specializările mecanică, protecția mediului și electromecanică neavând căutare printre absolvenții de clasa a 8-a. Tot în municipiul Suceava, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 94 de locuri vor fi raportate pentru următoarele două sesiuni de admitere, cele mai multe la specializarea industriei alimentare, iar la Colegiul Samuel Isopescu figurează fără candidați 72 de locuri.